liniștea dinaintea furtunii pentru coaliția de guvernare. Liderii PSD și ALDE se întâlnesc săptămâna viitoare pentru a stabili dacă își continuă sau nu colaborarea. Surse din ALDE spun că liderii partidului se gândesc să pună condiții PSD, mai ales că fără voturile lor nu ar exista majoritate parlamentară. Partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu vrea de asemenea să bată în cuie și colaborarea cu parlamentarii lui Victor Ponta, chiar și fără voia PSD. Vasile Marcu ne spune mai multe. Va fi o săptămână de foc pentru cele două partide din coaliția de guvernare, în condițiile în care partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu devine tot mai intransigent față de colegul său din alianță, față de PSD, nu mai este dispus să accepte toate proiectele de legi, spre exemplu, sau toate proiectele care trec prin guvern ale celor din PSD și să le susțină necondiționat în Parlament, așa că au de gând să fie mult mai critici decât au fost până în momentul de față, ba chiar să se opună față de unele inițiative ale celor din PSD. Așa că în cursul săptămânii viitoare vor avea o ședință chiar după data de 20, atunci când expiră acel ultimatum dat de Călin Popescu-Tăriceanu colegilor din PSD, în care ceruse un punct de vedere și o strategie pe viitor a guvernului format din cele două partide și mai ales o strategie a celor din PSD, cum au ei viziunea asupra guvernării începând din toamnă. După data de 20 așteptăm o ședință la cei din ALDE pentru a stabili dacă mai colaborează cu PSD și în ce condiții începând din luna septembrie, atunci când se dă startul unei noi sesiuni parlamentare de toamnă. În plus, cei din PSD vor avea și ei o ședință în care vor analiza poziția celor din ALDE și cât sunt dispuși să accepte din partea acestora. În plus, trebuie să vadă ce fac din luna septembrie în condițiile în care atunci cei din ALDE au anunțat că vor să înceapă o alianță și o colaborare mai strânsă cu parlamentarii lui Victor Ponta, cei din Pro-România, ceea ce ar însemna o distanțare față de PSD. Așa că sunt două ședințe importante la cele două partide din coaliția de guvernare, ședințe care ar putea pune chiar capăt coaliției de guvernare. În 2019,